Totul pleacă de la imaginea femeii în cultura română, ca să-mi parafrazez da. Propriul meu titlu cu imaginea evreului. Imaginea este negativă. Există o ginofobie. Adică o dispreț față de femeie. Există și o vaginofobie. Vaginul este văzut ca un loc care produce love and hate, dragoste și ură. E dorit, dar e și urât. E un loc, un organ disprețuit pentru, mai ales pentru misterioase scurgeri de sânge, fie ele himenale, menstruale sau de în timpul nașterii, placentare.